Haideți să vedem și cele două echipe. Începem cu gazdele, Călin Albuț în poartă, Wagner, Cordoș, Gianni Chiriță și Laszlo Sepsi pe linia de fund. La mijloc Vasilache, Epaminon Danicu, Ilieș și Pădurețu. În atac Astafei și Ljubojevici. Pare un sistem schimbat. Vom vedea însă dacă e așa sau Neluțu Sabo rămâne la acea așezare cu 5 fundași. Iată și echipa Ceahlăului cu Vilațăn în poartă, Dumitra și Kim Kazan și Țep sunt cei 4 fundași, la mijloc Stana și Aitor Monroy în axul central, Chitoșcă, Achim și Constantinescu în fața lor, Golubovici vârful împins. Lovitura de start va aparține gazdelor. Iată și rezervele celor două echipe. Năluțu Saboi a lăsat pe bânsă, Nicu poate șuta el și o face! Este 1-0 pentru FCM Târgu Mureș. Execuție frumoasă a lui Epaminon Danicu, atins această minge și Vilațăn. A avut însă foarte, foarte mult timp Nicu să șuteze. N-a fost o minge în vinclu, însă a fost lipit aproape de fiecare dată de el Kazan. Ilieș, situație bună din nou pentru FCM Târgu Mureș, Ljubojevici și intervenția lui Vilațăn. Este 2-0 pentru FCM Târgu Mureș. Robert Ilieș îl egalează în topul marcatorilor de la FCM Târgu Mureș pe Buș. Are 6 reușite. Vasilache, Nicu, Ilieș și Pădurețu în atac Astafei. Acum la minge și Ljubojevici. Reușește Astafei să pătrundă în careu. Pătrundere extraordinară și este 3-0 pentru FCM Târgu Mureș. Astafei reușește să înscrie golul 3. Ce frumos a pătruns aici și cât de bine l-am evitat acolo pe Dumitraș. Minge simplă totuși pentru Vilațăn, care primește un gol printre picioare. Cafița, minge scoasă în centru la Monroy, mai departe Stana, centrarea lui Stana și este 3-1. O zvâcnire a Ceahlăului, un marcaj foarte larg al fundașilor lui FCM Târgu Mureș și Golubovici înscrie al 7-lea său gol în această ediție de campionat. Iată faza, Stana centrează, cât de liber este Golubovici acolo. De nepermis, distanță de 2 metri de fiecare fundaș al lui FCM la această centrare. Lovitură liberă pentru nemțeni, execută Bădescu scurt până la Achim, care reușește să-l evite acolo pe Laszlo Sepsi. Urmează centrarea, Golubovici, gol! Gol Ceahlăul, dublă Golubovici, 3-2. Ce meci nebun! Eficiență maximă pentru Ceahlăul Piatra Neamț. 3 șuturi la poartă, dacă le-am numărat eu bine, 2 pe spațiul porții, 2 goluri, din nou liber Golubovici. Ciulescu, oportunitate importantă pentru FCM Târgu Mureș. Gol! Apostu reușește să înscrie un super gol. Are ocazia să facă și o dedicație, Bogdan Apostu. Ce gol frumos și ce schimbări inspirate a făcut Năluțiu Sabău. Pirțulescu și Apostu cel puțin
însă și Bush a creat ceva probleme aici. Reluarea lui Apostu fără nicio speranță. Iată, două rezerve, Firțulescu și Apostu sunt protagoniștii acestui gol. Apostu, Achim pentru Stana, o centrare bună și este 4-3. Ce nebunie de meci la Târgu Mureș. 7 goluri marcate într-un meci fără miză. Hedri Golubović, care ajunge la 9 reușite în actuala stagiune. Ce se mai poate să întâmpla? Din nou centrarea lui Stana de pe stânga, din nou Golubović.